Cine s-ar fi gândit că renumitele păduri hunedorene pot fi adăpost nu doar pentru sălbăticiuni, ci și pentru culturi de plante din rândul drogurilor? Recent, într-o zonă împădurită și greu accesibilă din proximitatea comunei Toplița, a fost descoperită o cultură de cannabis, destinată comercializării. Pe baza probelor suplimentare găsite, polițiștii și procurorii hunedoreni au reținut un bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara împreună cu procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Hunedoara, au documentat activitatea infracțională a unei persoane de 36 de ani, cercetată pentru trafic de droguri de risc. În urma celor trei percheziții domiciliare efectuate la data de 23 octombrie anul curent, au fost descoperite și ridicate aproximativ 420 de grame de cannabis, semințe de cannabis, recipiente cu diferite substanțe necesare întreținerii culturii, ustensile de grădinărit, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă. Astăzi, 24 octombrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara cu propunere de arestare preventivă a persoanei pentru 30 de zile, mai menționează reprezentanții IPJ Hunedoara. Lupta autorităților de reducere și combatere a consumului de droguri este mult îngreunată și de faptul că mediul online abundă în informații cu lux de amănunte despre cum poți să-ți înființezi o cultură de cannabis.